În ultimul timp, presa a dezvăluit faptul că persoanele care au vrut să schimbe cartea de identitate s-au lovit de întârzieri care au ajuns să dureze chiar și o lună. Motivul prezentat de autorități a fost criza de plastic generată de întârzierea procedurilor de achiziție. Dacă vă expiră buletinul, ar fi bine să depuneți din timp cerere pentru un nou act de identitate. Eliberarea documentului poate dura chiar și o lună din cauza lipsei de plastic pe care se imprimă datele. Documentul se poate primi mai repede dacă solicitantul face o dovadă care are un motiv întemeiat pentru a-și reînnoi buletinul de urgență. Ce a generat această criză? Aceea situație este în toată țara. Motivul? Contractul pentru plasticul folosit a fost încheiat prea târziu. Ce părere aveți despre faptul că așteptăm chiar și o lună și jumătate pentru emiterea unei cărți de identitate din lipsa plasticului? Părerea mea sinceră, și eu o să mă confrunt cu treaba asta, că vreau să schimb buletinul, să merg afară, că este la nivel central. Cine trebuie să se ocupe, Ministerul de Interne și administrația, care trebuie să se ocupe de treaba asta și el trebuie să aibă acolo o evidență cam câtă lume vrea să schimbe. Ce să vă spun eu, e aprovizionarea de material, că asta sigur e de import, industria românească nu face niciun fel de plastic. Acum, e bine că face sondajele astea, dar cred că ar trebui ce culegeți de la noi să puneți pe masă lei. Uite mă, omul de pe stradă stă o lună și jumătate și e blocat, nu poate să duc, dacă nu de ce mă acu, când a venit valul 4, 5, 6, 7 și așa mai departe. Numai o să apelăm la pașaportul electronic și mai salvăm situația. Șeful Direcției de Evidență a Persoanelor a confirmat că întârzierile mari înregistrate în eliberarea documentelor au legătură cu această licitație. Din câte știu eu, aceste documente sunt printate la Imprimeria Națională. Aici e o problemă, cum să zic, la guvern, pentru că au întârziat foarte mult cu achizițiile de plastic și acum toată lumea trebuie să aștepte, din păcate. Eu am făcut o carte de identitate provizorie și n-am așteptat decât 2 zile, spre norocul meu. Înțeles, dar ce e timp scurt în țara asta? Totul se face ca la naștere, pe 9 luni. Aia e. Și ce să vă spun altceva? E ceva care merge ca lumea. Nici înainte de-o nu mergeau și acum e, vezi, Doamne, e greu. Totul de mult merge așa. Așa suntem noi, încet și foarte încet. Tot el a mai spus că în 2017 a fost semnat un acord cadru de livrare a materialelor pe o perioadă de 2 ani și nu pentru 4 ani, cum se întâmplă în general, fiind se aștepta introducerea cărților de identitate electronică, lucru care încă nu s-a întâmplat.